dimineața și bine v-am găsit. Mă simt foarte special în acest cadru, pentru că este un cadru special. Răzvan mi-a făcut o prezentare senzațională. Într-adevăr, am 40 de ani și până acum am fost HR Director în companii mari din România. Este vorba de Raiffeisen Group, la momentul în care Raiffeisen a preluat Banca Agricolă, pentru că este foarte important și contextul în care o companie preia altă companie. Și mi-aduc aminte că la momentul în care am intrat în Raiffeisen, în fapt era Banca Agricolă. Noi am avut interviul la Viena și o perioadă de timp a fost un dublu management, respectiv managementul Raiffeisen și managementul Băncii Agricole, care a făcut un fel de succession până Raiffeisen a intrat în drepturi cu obiective de business foarte ambițioase, profitabilitate, cotă de piață în 3 ani. Apoi am fost director de resurse umane la Țiriac Holdings, care înseamnă celula business-urilor Țiriac în România. Acum se pune problema, ok, ce înseamnă celula business-urilor Țiriac în România? Înseamnă, practic, afacerile în care dânsul este acționar majoritar. Există și multe alte afaceri în care el este minoritar, dar există o glumă sau o realitate care spune că e un pic de Țiriac în orice business din România. Am fost director de resurse umane la Banca Românească. Practic s-a reluat istoria, respectiv National Bank of Greece preia Banca Românească și e același film cum a fost cu Raiffeisen, Banca Agricolă. De aproximativ 2 ani am propria companie care se numește HR Embassy și care oferă o gamă largă de servicii despre tot ce poate însemna atât din perspectiva unui angajat, cât și din perspectiva unei corporații, partea de resurse umane, care e mult mai mult decât cărți de vizită și adeverințe de venit. Acum, evident, dumneavoastră sunteți foarte cu o medie de vârstă diferită și pentru mine ar fi relevant, pentru tema pe care o abordăm astăzi, imaginea profesională, să vă cunosc un pic. Și v-aș ruga frumos să-mi spuneți câți dintre dumneavoastră sunteți angajați. Ok. Câți dintre dumneavoastră sunteți freelanceri? Câți dintre dumneavoastră sunteți antreprenori? Mic, mare, nu contează. Ok, deci în majoritate suntem angajați din analiza pe care am făcut-o. Tema pe care o abordez astăzi, imaginea profesională, este o temă vastă, este o temă despre care putem vorbi săptămâni, luni în șir, pentru că imaginea profesională se formează bit by bit, everyday se formează de la, eu știu, felul în care mă îmbrac, felul în care vorbesc, companiile în care am lucrat, persoanele cu care am interacționat, care vorbesc despre mine și care mă percep pe mine poate diferit decât mă percep eu însă. Dar deoarece am vrut să fim nișați pe o temă, în sfera imagine profesională, am ales să vorbim despre CV. Și vom aborda cel puțin 3 perspective. Perspectiva angajatului, perspectiva freelancerului și perspectiva antreprenorului. La angajat se pune problema, ok, eu sunt angajat acum undeva și mi-aș dori o schimbare sau am reale probleme cu angajatorul deoarece nu-mi place șeful direct, deoarece simt că mă epuizez acolo, simt că nu mai am nicio oportunitate de creștere sau sunt foarte trist pur și simplu acolo unde sunt. O abordare inteligentă de găsire de job este bine să se facă în principal cu un expert și evident presupune și acest document, CV. Este el important? Ce e important în CV? Cum arată un CV câștigător? De ce un CV atrage și altul, nu? Și așa mai departe. Și am să punctez câteva greșeli majore, pentru că speech-ul durează aproximativ 15 minute, dar sunt convinsă că dumneavoastră veți avea întrebări punctuale și eu voi răspunde acestor întrebări. Una dintre greșelile fundamentale la redactarea unui CV este aceea în care copiez, de exemplu, formatul de pe Best Jobs, E-Jobs, care, în opinia mea, de specialist, no offense către Best Jobs, este cea mai proastă platformă de căutare de job. Nu vreau să o luați ca pe o critică, dar aceste site-uri promovează un layout, adică forțează un layout
și pun întrebări de cele mai multe ori foarte tâmpite, de genul, unde te vezi peste 5 ani? Dacă dumneavoastră folosiți acel format și cu întrebările alea super inteligente și trimiteți mai departe, cel care angajează, că depinde foarte mult și cine citește, ce experiență are și mai departe, e o întreagă discuție vis-a-vis de cine te intervievează și aici trebuie să ne pregătim, dumneavoastră veți fi într-o masă comună și veți cădea în capcana unei judecăți, mă rog, nu foarte inteligente vis-a-vis de acel layout, v-am spus, care nu e unul câștigător. Pe aceste platforme se găsesc în principal niște joburi care sunt de un anumit nivel, dar eu pot lua informația de acolo și pot aplica direct. Pentru că noi trăim acum niște timpuri în care ne luăm joburi. O să ziceți, păi cum așa? Sau cum pot eu să aplic la un job dacă nu e afișat undeva? Vreau să vă spun că dumneavoastră trebuie să știți exact ce vă doriți și dumneavoastră să atacați direct ceea ce vă doriți. O altă greșeală fundamentală în CV este aceea în care există foarte multă beletristică, bla 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 bla, și nimic de fond. Asta înseamnă cifre. Un CV bun este ca un articol de ziar bun care, prin fiecare cuvințel scris acolo, îmi atrage atenția. Așa, foarte brief, în CV, de multe ori ați văzut CV-ul pe care scrie mare curriculum vitae. Nu e necesar să scrii curriculum vitae, că ne dăm și noi seama că e un curriculum vitae, da? Dar este foarte important ca pe fiecare pagină, de exemplu, să aveți un header and footer cu elemente de contact, da? Pe fiecare pagină. Adică elementele de contact nu se află într-o secțiune în care eu caut, ci se află pe fiecare pagină foarte profi. La începutul CV-ului se face o descriere în cifre și o să dau un caz concret. Dacă lucrez în bancă, avem oameni care lucrează în bancă aici? Da? Ok, bun. Evident, contează foarte mult ce job am, dar dacă scriem că am oferit credite persoane fizice sau că am gestionat depozite de peste 2 milioane de euro, e o informație relevantă. Dacă spunem că am crescut business-ul de la 20% la 35%, iarăși e o informație relevantă. Dacă spunem că am avut o echipă de peste 30 de subordonați, dintre care 8 direcți, iarăși spune ceva. Un alt element cu care puteți rămâne este următorul. Dacă vă prezentați angajatorii, este bine să puneți numele angajatorului și dedesubt site-ul. Există companii foarte cunoscute și companii mai puțin cunoscute. Dacă cel care intervievează nu știe ce e Aqua SRL, puneți un site și în moment ce vă intervievează, el știe deja cine este compania respectivă. Vă spuneam că am să insist mai mult pe perspectiva angajat, deoarece sunt mai mulți angajați aici în sală. Și vă spuneam că un element important este acela de a vedea job title-ul, titlul de post, linia de raportare, subordonați, dacă există, și apoi câți mai mulți indicatori de tip cuantificabil, da? Adică așa numiți KPI, Key Performance Indicators. Ce face activitatea mea relevantă? Și o să spuneți, bine, dar în anumite joburi nu pot să am cifre. E, vreau să vă spun că în orice job se pot face cifre și am avut recent o conferință în care vorbeam despre HR în cifre. Practic orice job, un job de IT, un job de PR, un job de HR, are cifre. Da? E, dumneavoastră trebuie să vă gândiți care sunt cifrele care mă fac pe mine altfel decât marea masă. După se pune problema, ok, cum mă comport la interviu. Și la interviu este o artă întreagă care se face iarăși prin sesiuni de tip roleplay, dacă ce e relevant, ce nu e relevant, ce răspund la întrebarea, ce salariu vă doriți? Asta cred că e, de fiecare dată când vorbesc cu cineva, mi se pune această întrebare. Și cum răspund inteligent la întrebarea ce salariu vă doriți?
Evident că dacă sunt proaspăt absolvent, aș putea răspunde într-un fel, dacă am o expertiză de peste 15 ani, răspund altfel, dacă sunt contactat de un headhunter, iarăși răspund altfel, dar în principal, arta diplomației spune așa, să răspundeți cam în felul următor. Sunt foarte interesat să vin în compania dumneavoastră, eu sunt convins că dumneavoastră veți face o ofertă corectă vis-a-vis de expertiza mea, și ceea ce contează mai mult decât banul este să ajung în compania dumneavoastră. Da? O să ziceți, a, politics, politics, dar toată lumea spune că e mult mai bine să nu pui preț pe partea asta financiară, ci pe conținut și să te vinzi tu foarte bine. Și ca să te vinzi tu foarte bine, trebuie să vorbești în cifre despre activitatea ta. Haideți să trecem la o altă perspectivă pe care am enunțat-o la început, perspectiva de freelancer, da? Sunt freelancer. Ok, dacă sunt freelancer, înseamnă că am niște proiecte și este bine ca CV-ul meu să nu fie neapărat un CV, ci să fie, dacă vreți, un portfolio of projects, da? Un portofoliu de proiecte, da? Pe care puteți să-l denumiți în engleză, în română, așa, portfolio of projects, pentru că relevant este să dați niște link-uri, să dați iarăși elemente care transmit suficient de mult din perspectiva noastră de freelancer care, teoretic, ar dori să facă și ceva business, să obțină noi proiecte, să câștige noi proiecte. Un CV de freelancer poate să fie o prezentare în prezi, în PowerPoint. De exemplu, o companie care e foarte interesantă la partea de selecție este Google. La nivel mondial, Google face selecția cu totul altfel decât alte companii, motiv pentru care este și un employer of choice. Ei pun foarte mult preț pe creativitate. De aceea un CV la Google poate să fie format numai din poze și pasiuni. Deci ceea ce interesează recrutorul este partea de creativitate. Și atunci vorbele nu contează și ei cer perspectiva creativă. O ultimă tendință acum, care după părerea mea va deveni din ce în ce mai interesantă, este așa numitul video CV. O să zic, ce e asta? Video CV este un montaj, un filmuleț, care poate să fie între un minut, două, maxim trei, în care cu un specialist sau chiar dumneavoastră, nu merge pe orice job, dar putem face și pentru orice job acest video CV. Este, cum spuneam, un filmuleț în care tu vorbești, punctezi anumite lucruri și iată, intervievatorul va primi în loc de un document scris de obicei cu bla bla bla, foarte multe lucruri despre tine. Te va vedea, vei sintetiza informația, poți să fii foarte creativ și salvează foarte mult timp pentru recrutor. Perspectiva antreprenor. Sunt, am o afacere mică, mare și doresc să intervievez oameni. Aici, la perspectiva antreprenor, am să punctez foarte multe greșeli pe care le fac antreprenorii și anume în pierderea de timp cu interviuri one-to-one. Mai concret, dacă eu recrutez, de exemplu, nu știu, de curând am un parteneriat cu Coldwell Bankers și ei caută agenți imobiliari. Agentul imobiliar nu are o plată fixă, are numai plată variabilă. Ceea ce e un inconvenient la angajare, pentru că toată lumea își dorește o plată fixă. Și atunci soluția pentru ei este așa numitul panel interview. Adică chem mai mulți oameni, 15, 20, poți să chem și 30, și dintr-o dată voi selecta și voi rămâne cu 5 profile potrivite. În cadrul acelui panel interview pot să dau teste bine gândite, interviu one-to-one, o probă de tip, nu știu, roleplay sau prezentare. Deci, iată cum, din interviuri one-to-one, pot salva și timp și calitate și pot intervieva deodată mai mulți candidați. Așa se face și în hotelărie. Dacă, eu știu, se caută barman, de exemplu, da? Barmanul este un rol în care trebuie să văd ce face el cu mâinile, cum face cocktailul, da? Am lucrat și la Radisson un an de zile, a fost o experiență foarte, foarte interesantă, în care noi recrutam și din exterior. Și o să spuneți, păi și ce făceați? Luați oameni din, nu știu, Filipine și aduceați la interviu în București? Nu, se făcea Skype interviu
el era în bar, iar el demonstra cum se fac cocktailuri sau așa mai departe și noi practic urmăream mișcările lui și urmăream tot felul de lucruri pe care trebuia să le facă pur și simplu cu mâna. Așadar, ca să sintetizez cele trei perspective, la CV-ul pentru angajat, aveți grijă să puneți cifre, indicatori concreți despre activitatea dumneavoastră. La freelancer sugerez portfolio of projects, proiecte, link-uri. Iar la antreprenori, atenție, într-un interviu, cel care recrutează sau intervievează vorbește 10% și pune întrebări inteligente, nu de genul ce facultate ați terminat? Păi dacă scrie în CV ce facultate am terminat, de ce mă mai întreb ce facultate am terminat? O să mă întreb altceva care se leagă de facultate, dar în niciun caz informație redundantă care apară. Pentru că foarte mulți candidați mi-au spus că au fost la diverse interviuri și s-au simțit rău vis-a-vis de întrebările adresate. Am să închei cu o singură idee. E adevărat că noi nu putem selecta persoana care ne intervievează. Și o să aveți în viață, și ați avut și până acum, experiențe diverse în care dumneavoastră aveți, să zicem, 32 de ani și o experiență relevantă și vă intervievează o tânără de 22 de ani care se vede că e secretară. Evident că întrebările sau calitatea întrebărilor nu este cea mai bună, dar dumneavoastră trebuie să treceți de hopul respectiv. De aceea trebuie să fiți cumva oglinda celui care intervievează. Dacă vedeți că omul care intervievează are simțul umorului, puteți să strecurați o glumă. Dacă vedeți că e foarte scoarță și foarte serios și foarte așa, încercați să fiți iarăși oglinda lui. Încercați să aveți contact direct, da? Nu evitați privirea face-to-face, este limbajul non-verbal, spune foarte mult la interviu, da? Cum stați cu picioarele, cum stați cu mâinile, ce faceți în timpul interviului, pentru ca să nu transmiteți emoție. Și un lucru foarte important este că atunci când mergeți la interviu, să nu aveți comportamentul ăsta de sunt disperat, vreau și eu jobul ăsta, ci eu sunt cel mai bun și uite de ce sunt cel mai bun, și aici cifre și exemple concrete, așa numitele SBO, Situation Behavior Outcome, adică el vă întreabă ceva și dumneavoastră spuneți, haideți să vă povestesc ceva relevant din activitatea mea. În situația cu tare, când am făcut așa, m-am comportat așa și am generat asta. Acum eu cred că foarte bine ar fi să puneți dumneavoastră câteva întrebări, să existe, eu știu, întrebări punctuale la care vă pot răspunde. Și un lucru cu care sunt convinsă că veți pleca de aici este contactul pe care l-am creat. Eu sunt foarte deschisă să vă răspund, nu numai mâine, poimâine, peste o lună, oricăror întrebări punctuale pe care dumneavoastră le-ați avea legat de carieră, joburi și toată zona asta de resurse umane. Întrebări? Să reluăm întrebarea. Cum crezi, cum știi, ca vorbitor în public, ai avut succes sau nu? Câteva idei de la voi. Eu sunt aici, am spus ceva, speech-ul meu s-a terminat. Cum îmi fac eu o analiză? Am avut sau nu un impact asupra voastră? Te rog. În primul rând, consider că întrebările. Întrebările. Deci dacă se termină întrebările. Dacă termin speech-ul și nu există întrebări, e un indicator. Ori nu s-a înțeles, ori nu au fost atenți, ori sunt prea timorați și nu vor să comunice. Exact. Deci întrebările e un indicator. Alte idei? Am avut totul foarte clar. Ce? Sau a foarte clar. Nu, alte idei legate de impact. Cum măsurăm impactul nostru? Zâmbetul. Da. Zâmbetul oamenilor, atenția, da. Atenția. Atenția. Vezi că sunt atenți la tine, da. Nu fac altceva. Că... Da, dacă e captivat. Da, da. Asta e un feedback foarte mult. Alte idei? Aplauzele. Aplauzele. Sunt bune. Nu mai suntem în perioada aia înainte de 89 în care acum chiar sunt pe bune. Faptul că notează. Faptul că notează, aici vreau să spun, dacă vezi oamenii că notează, e un semn bun. Înseamnă că ai spus ceva ce merită notat. Asta e un semn cu adevărat bun. Alte idei despre impactul pe care l-ai? Calitatea întrebărilor. Sunt de complezență? Sau dezvoltă o idee sau cel mai multe detalii despre o idee pe care deci, l-am întrebarea trebuie văzută și la calitate. La întrebare aș vrea să să pun la asterisc, să vă atrag o atenție. Sunt câțiva indicatori care sunt foarte clar că ai avut succes. Dacă oamenii aia notează, înseamnă că ai spus ceva valoros. Dacă oamenii aia nu au adresat întrebări, după cum și colega care ne-a spus această idee detaliat, pot fi multe alte motive. Nu vă bazați doar pe asta, fiindcă
Și a fost la o conferință superbă la Bacău, la TEDx Bacău, erau groază de tineri în sală, vreo 300. Am avut un speech, mie mi-a plăcut, sunt destul de sigur că le-a plăcut și lor, nici o întrebare la capăt. Sunt studenți, eu eram la ei în facultate, erau destul de timorați, au destul de multe motive pentru care să nu aibă această interacțiune. Pe când la urmă departare la Business Days, întrebările au curs după prezentarea mea. Deci depinde mulți factori, de cadru, de cine e în public, de lipsa întrebărilor nu e neapărat un eșec, asta vreau să vă spun. Dar dacă ele sunt, este clar un indicator favorabil. Dacă oamenii sunt atenți la tine, e minunat. Adică atenția lor este un indicator foarte bun. Dar iarăși, lipsa atenției câteodată nu este dezastruoasă. Când vorbești de pe scenă, ai senzația că dacă toți nu se uită la tine tot timpul, e dezastru. Și ai așa, avem un pitic în cap care ne focusează exact cu oamenii care nu se uită la noi. Dacă cineva a vorbit cu colegul sau colega, e clar despre mine și nu mă bârfește. Ne spune piticul la tot felul de chestii. Aici o să aflați că oamenii au multe idei în cap și puține legate de tine. Că dacă omul vorbește cu altcineva, s-ar putea să aibă nicio relevanță cu faptul că tu îi vorbești în față. Și cu cât te detașezi de perspectiva este despre mine, cu atât mai aproape ajungi să devii un vorbitor mai bun. Și aș vrea să vă închei cu o singură idee, care pe mine m-a ajutat și mă ajută întotdeauna. Să vă dau un caz în care m-a ajutat. Eram la Constanța și era un ecran, dar nu de genul ăsta, un ecran mobil, cu trepied, care a decis să cadă peste mine în momentul trainingului meu. Da, foarte amuzant. Nu știam că la Constanța se atacă trainerii, dar asta e. M-am extras de sub acel ecran și am continuat trainingul și a fost totul foarte ok. Ce m-a ajutat atunci, m-a ajutat întotdeauna? Ideea că nu este despre mine. Este despre voi. Sunt aici și suntem aici ca vorbitori să vă creăm vouă niște senzații plăcute, să plecați cu niște informații utile, să vă simțiți bine. E despre voi. Și dacă aveți focusul ăsta înspre oameni, atunci faptul că oamenii nu sunt atenți, o parte nici nu e atât de deranjant. Faptul că mai mulți oameni nu sunt atenți, vă gândiți, mă, totuși e ceva, hai să vedem, poate e o chestie din sală și întreb. De multe ori nu se aude, adică acum am făcut verificarea asta cu voi. La Orange Concept Store, când țineam întâlnirile, era un tavan foarte ciudat în care se pierdea sunetul. Și dacă era mai departe de 5 metri de vorbitor și nu avea amplificare, nu auzeai. Și era destul de greu să-ți dai seama. Dar dacă îți pasă de oamenii, îi întrebi. Adică dacă jumătate din sală cască, se uită în altă parte, atunci te gândești, vai, despre mine, sunt groaznic. Asta este sugestia o care aș vrea să vă las. Nu e despre mine, este despre voi. Vă mulțumesc mult!